Te salut! Ideea de astăzi este foarte simplu, atât de înțeles cât și de aplicat. Și recunosc că am împrumutat-o dintr-o carte pe care o să ți-o arăt și ție în continuare. Se numește Esențialismul de Gregor McKeown scrisă, da? Îți recomand să citești această carte în întregime, însă ideea pe care ți-o transmite filmulețul de astăzi este foarte simplă și spune așa: să ai grijă să nu iei decizii foarte importante pentru viața ta atunci când ești obosit sau nu ai dormit destul. S-a demonstrat științific în cadrul anumitor studii care s-au făcut că atunci când oamenii nu dorm suficient, comportamentul și gândirea lor este foarte asemănătoare cu cea a oamenilor care au o alcoolemie în sânge destul de ridicată. Cu alte cuvinte, atunci când nu te-ai odihnit suficient, dacă au trecut mai multe zile din viața ta în care nu ai dormit atât cât ar fi trebuit, atunci este foarte probabil ca tu să fii obosit, epuizat și să nu-ți dai seama de asta și deciziile pe care le iei în viața ta să nu fie chiar tocmai cele mai armonioase pentru tine. De aceea, ce îți recomand este ca, pe cât posibil, să nu iei decizii în ultima parte a zilei. Dacă a trecut deja de ora 8 seara, să zicem, nu te mai duce înspre a lua decizii care îți vor impacta viața în ansamblul ei în mod semnificativ, ci mai bine pune-te la somn și a doua zi dimineața, când ești odihnit, la prima oră sau după ce au trecut câteva minute din ziua respectivă și ți-ai făcut tabieturile din acea zi, atunci poți să iei decizia pe care voiai să o iei și să alegi între A și B, între A, B și C și așa mai departe. Însă ai grijă ca de fiecare dată să alegi în așa fel încât să nu fii obosit în momentul în care faci alegerea. Aceasta este o regulă pe care eu mi-am propus-o și pe care o respect încă de când am citit cartea. Cartea este publicată în România în anul 2016. Eu am citit-o prin 2014-2015, atunci când a fost publicată în limba engleză. Am citit-o de pe Kindle în Amazon și de atunci aplic această regulă și îți pot spune că beneficiile aplicării acestei reguli sunt extraordinare. Adică de foarte puține ori, o să fie nevoie să iei decizii cu adevărat importante în acele minute sau ore când tu ești extrem de obosit. Amână decizia pentru a doua zi, atunci când o să fii mai odihnit, și propuneți și tu ca regulă pentru viața ta de zi cu zi să nu mai iei decizii atunci când ești obosit, extenuat, nu te-ai odihnit destul, nu ai dormit suficient. Dormi mai întâi suficient și când ești odihnit, iau decizii. Îți spun că am observat de foarte multe ori în viața mea că o decizie pe care aș fi luat-o într-un moment în care eram obosit din punct de vedere fizic, a devenit cu totul alta și a fost mult mai armonioasă dacă a fost amânată pe a doua zi și a fost luată atunci când eram odihnit din punct de vedere fizic. Așa că aplică și tu asta în viața ta dacă simți că rezonează cu tine. Știu că este foarte important pentru tine ca și pentru toți ceilalți oameni să luăm decizii armonioase în viețile noastre. Așa că dacă vrei să-ți armonizezi deciziile, ai grijă în primul rând să te odihnești suficient, da? Să dormi destul. În general mă refer aici și dacă îți dorești asta, ai un articol în descrierea acestui filmuleț pe care, aplicându-l în viața ta, vei putea să te trezești fără ceas. Asta dacă îți dai voie să treci printr-un proces de învățare a propriului organism cu acest sistem de a te trezi fără ceas, poți să folosești acel articol pentru asta și îți recomand să-l citești. După cum spuneam, găsești linkul în descriere. Însă, dincolo de asta, poate o să aplici acel articol, poate nu, în funcție de cum rezonează cu tine, însă, indiferent dacă îl aplici sau nu, o să te invit să ai grijă de acum în viața ta și să aplici această nouă regulă sau recomandare, dacă vrei, ca să nu mai iei decizii atunci când nu ești perfect odihnit sau să îți propui
în așa fel încât deciziile armonioase pe care le ai de luat, deciziile importante pe care le ai de luat, să le iei în acele momente de peste zi în care ești cel mai odihnit. Nu știu când sunt acele momente în cazul tău, însă tu le poți detecta. Detectându-le, ia deciziile atunci. Îți doresc mult succes și ne auzim la un vlog mâine. Deocamdată începe să aplici chiar de astăzi această mică recomandare cu care a venit vlogul de astăzi. Ia deciziile atunci când ești odihnit și fă în așa fel încât să fii odihnit din punct de vedere fizic pe durata zilelor din viața ta. Adică oferă-i trupului fizic atâtea ore de somn cât are el nevoie. Orele de somn diferă de la persoană la persoană, să te ofere trupului tău atât cât are el nevoie și învață să îți asculți trupul în direcția asta. O zi armonioasă, îți doresc, ne auzim mâine!